bazele unei companii pe partea de audit de securitate. Mai exact, firmele care au... Păi nu, hai să începem cu începutul, începutul începuturilor. De undeva a venit pasiunea asta. Eu mă trag și din râmnicu Vâlcea și să spunem că pasiunea... Bun, să le spunem ascultătorilor de ce am râs și eu, de ce ai râs și tu când ai zis râmnicu Vâlcea. Să zicem că de acolo s-a trezit de fapt pasiunea care în zilele noastre am pus-o în practică. Râmnicu Vâlcea este, aș spune, puțin recunoscut în afară pentru... puțin partea de hacking, să spunem așa în termeni de mai de marketing, partea de atacuri cibernetice care s-au întâmplat și fiind în Vâlcea, vrei sau nu vrei, oricum aveai parte, înțelegeai deja ce se întâmplă în orașul respectiv, aveai parte de cuvinte cheie, spre exemplu, cunoșteam cuvântul de e-mail și hacking cu mult timp până să vin la facultate sau să intru în field-ul respectiv, în domeniul respectiv. Asta la ce vârstă se întâmpla? Până în liceu, deci undeva după generală, să spun așa, începuse. De ce calculatoare lucrai atunci? Să fiu sincer, am început cu Windows 9 și nici chiar atât de departe. Calculatoarele acelea mari, cutiile mari. Windows 95, asta fiind până în 2000 se întâmplase totul. Deja cunoșteai cam toți termenii, cum se întâmplă, care sunt temerile în partea de internet. Deci cam de atunci, să spun, am înțeles puțin conturul acesta informatic și unde o să evolueze acesta. Și apoi a venit la Cluj. Apoi am venit la Cluj. Aveam deja un bagaj de cunoștințe, să spun așa. Am terminat parte de cibernetică la Babeș și gândul... Nu exista încă ceva pe partea de securitate. M-am dus pe către cel mai apropiat domeniu, fiind acela de informatică. Și după ce mi-am terminat facultatea, am început direct cu licența pe partea de securitate și de acolo s-a pornit totul. Bun, ai venit împreună cu colegul tău, cu Andrei. Da. Amândoi ați fost în Vâlcea și amândoi ați venit în Cluj. Partea amuzantă e că ne-am cunoscut în Cluj fără să ne cunoaștem în Vâlcea. Deci mamele nu știu cum s-au cunoscut, au luat un apartament împreună să stăm în același apartament. No, datorită costurilor, de mai multe. Deci noi ne-am întâlnit în Cluj, dar venim amândoi din Vâlcea. Bun, ok, ați terminat facultatea. Da. Amândoi erați specializați pe partea de IT. Corect. Care au fost pașii? V-ați gândit să porniți împreună la drum? Ați pornit pe drumuri separate? Am început inițial împreună, după aceea ne-am separat și după aceea iarăși am fost, să spunem așa, împreună în toată partea aceasta. Când am început... firmele nu erau încă conștiente, nu vreau să-și aplice, deci nu puteam să avem serviciu dacă nu exista cerere. Deci nu aveam ofertă, nu exista nici cerere. Și am început încet prin a oferi prima oară serviciul gratuit, deci contactam firme, după ce învățasem foarte bine partea de securitate, contactam firme și le spuneam, noi trebuie să ne facem portofoliu, vrem să vă oferim partea de securitate gratuit în compania noastră. Bun, ce înseamnă, hai să luăm așa treptat, ce înseamnă partea de securitate gratuită? Ce înseamnă acest lucru? Spre exemplu, dau un exemplu, ai site-ul unei companii, o companie de renume, Telecom din România. E de foarte mare interes pentru competitori, spre exemplu, că nu, sunt foarte multe companii de telecom. Și tu vrei să te asiguri că nimeni nu vrea să-ți defăimeze brandul respectiv. Adică ce înseamnă prin a defăima? Înseamnă că în loc să intri pe site și să-ți apară logo-ul și tot meniul site-ului respectiv, să fie o poză cu securitatea voastră și toate datele au fost furate. Asta ar afecta imaginea firmei și brandul respectiv. Nimeni ar mai avea încredere că de unde știu eu că dacă s-a spart site-ul, nu sunt și mesajele mele, spre exemplu, în mâna altora sau toate apelurile mele nu sunt redirecționate către altcineva. De aici se pune prima problemă. Și cum testăm anume? Asta se discută inițial cu clientul, facem un engagement inițial în care noi vedem care este frica cea mai mare a clientului nostru. Frica cea mai mare fiind poate brandul. Ok, ce ai tu expus în internet? Păi uite, eu am site-ul ăsta, site-ul cu tare și angajații mei se conectează prin site-ul respectiv. No, bun. Noi facem așa, facem un scope inițial în care spunem, atunci noi am crede că ar trebui să mergem după aceste site-uri și să le testăm.
Cum le testăm? Folosim aceleași metode ca și hackerii normal. Ce ar face un hacker dacă ar avea site-ul, dacă ar fi targetul lui site-ul acesta, site-ul X? Păi nu, ar folosi următoarele metode. Și noi asta facem, încercăm să penetrăm site-ul respectiv cu diferența că la final noi și recomandăm, ok, am intrat prin site-ul respectiv, am luat bază de date. Uite, de acum încolo trebuie să faci următorii pași pentru a nu mai putea fi posibil acest tip de atac. Și tot așa îi ajutăm. Bun, la început ați mers și ați implementat acest sistem gratuit, să zicem. De ce spun acest lucru? Poate prin securitate cibernetică mulți înțeleg, a, păi vine omul, mi-a pus un antivirus și a plecat. Partea cu antivirus e de obicei în, acasă la tine, ai un antivirus poate pe calculatoarele multinaționalelor, dar pe calculatorul lui are un antivirus. Nu facem partea aceasta, încercăm să trecem de antivirus ca să... Bun, se trece ușor de antivirus. Da. Da. Deci orice antivirus, da? Ajută puțin pentru cei care nu sunt targetați în mod special și ce e o masă mai mare targetată, spre exemplu, nu știu, cineva vrea să hackuiască toți care folosesc Microsoft Windows 2013 și, nu știu, găsește ceva vulnerabilitate și dă la toată masa de Microsoft, la toți clienții, să exploateze acea vulnerabilitate, adică să extragă ceva din calculatorul victimei respective, prin programul respectiv. Ideea e că dacă ai un antivirus, poate te ajută să nu fii în acea masă de oameni care complet sunt orbiți din punct de vedere al securității. Deci te ajută puțin, dar nu neapărat ești securizat. Bun, și aici veniți voi și spuneți, pe lângă antivirus, nu? Antivirusul de fapt e, cu ce te ajută de fapt antivirusul? Cu ce te ajută antivirusul? În primul rând depinde și ce antivirus poți să ai, că mai sunt antivirusuri care sunt gratuite, sunt antivirusuri care sunt plătite. Acum, cele gratuite nu e un caz general, dar la ce te poți aștepta de la ceva care oricum primești gratuit? De obicei, dacă nu-ți dai seama, nu plătești nimic și nu-ți dai seama din ce câștigă ei bani, înseamnă că tu ești produsul lor pe care îl vând mai departe. Fie că sunt datele tale, fie că e istoria ce faci tu pe internet, le vând către oamenii care fac marketing pe baza profilului tău. Spre exemplu, văd că îți place diferite chestii. Și sunt foarte multe cazuri în care a fost să-ți ia datele personale, să le trimite la corporația mama la antivirus și îl dau mai departe, vând datele tale, fiindcă tu până la urmă ai un produs gratuit. La ce te ajută? Te ajută la atacurile care nu sunt atât de sofisticate. Adică un atac care e ceva mai general, oricine poate să-l facă cu puțină căutare pe internet, ajută companiile, nu poți să implementezi securitate în fiecare calculator dintr-o multinațională, fiindcă mai zicem că ai 70.000 de calculatori, ce faci? Păi, ca o primă măsură de precauție, pui un antivirus la fiecare. Dacă se întâmplă ceva, este ceva șanse ca să prindă antivirusul respectiv atacul. Și nu, mai e și partea în care antivirusurile sunt updatate în fiecare zi, dacă sunt plătite. Și tot așa, dacă e ceva, un virus care se extinde prin întreaga lume, s-ar putea să-l prindă până ajunge la tine. Bun, și atunci vine partea complicată. Ce înseamnă această securitate cibernetică? Nu vorbim de antivirus, vorbim de firme care țin la imaginea lor să nu le fie atacate, nu știu, cum ai spus, brandul, site-urile respective și tot. Mai exact, ce faceți voi? Ai spus, băi, ok, aici e punctul slab. Cu ce îi poți ajuta? Cu ce îi putem noi ajuta? Practic, nu știu. Practic. Păi primim, spre exemplu, hai să facem un exemplu. O bancă vrea să facă, vrea să lanseze pe piață o nouă aplicație prin care tu vrei să plătești pe altcineva doar prin aplicația ta, fără să mai intri pe contul tău bancar, să mai faci transferuri, comisioane și așa mai departe. Poate e ceva mai rapid. Deci e un produs care vor să lanseze pe piață. Noi, de obicei, ori vine la noi cu requirements-urile, ori venim la ei și spunem, ok, deci produsul dumneavoastră arată în felul următor, noi am crede următoarele care trebuie să fie testate. Și cum se întâmplă asta? Luăm produsul, ne uităm la el prima zi și spunem, ok, deci are funcționalitatea de transfer, are funcționalitatea de să te loghezi, are funcționalitatea de upload de fișiere și așa mai departe, date personale. Bun, deci are următoarele funcționalități. Asta înseamnă că noi, din punctul nostru de vedere, folosim metodologia unui hacker, o să o terminăm în, să spunem, 2 săptămâni.
ce facem noi în două săptămâni? Facem pas cu pas ce ar putea face cineva din cealaltă perspectivă, adică încercăm să transferăm din contul altcuiva, încercăm să transferăm sume negative, încercăm să accesăm baza de date din banca respectivă, testăm de asemenea măsurile de securitate din banca respectivă, facem toate aceste teste până când ne încheiem partea noastră de audit. Odată ce auditul e încheiat, noi venim la client cu un raport în care explicăm, am găsit următoarele vulnerabilități, dintre care 3 sunt critical, 10 sunt high, medium și așa mai departe, în funcție de nivelul de risc la care se expun, la care se expune banca pe baza vulnerabilităților respective. Spre exemplu, dacă pot din contul meu să transfer bani, să-ți iau bani din contul tău, deci din contul meu să ia bani din contul tău fără nicio confirmare din partea ta, atunci asta ar fi un impact major la o bancă, fiindcă dacă altcineva ar pune mâna pe această vulnerabilitate, ar fi devastator să poți să iei bani de la oricine din lume. Bănuiesc că ești de acord. Ar fi ceva critic. Bun, și vin și fac modificările care se impun, corect? Noi venim la final cu un raport în care explicăm, am găsit următoarele, punem și poze, punem, explicăm exact pas cu pas ce se întâmplă și cum am descoperit noi asta, punem poze, doar din poze o să se înțeleagă exact ce s-a întâmplat și venim și cu o recomandare. Ok, s-a întâmplat asta, am putut să-ți extrag ție bani din contul tău. De aici, uite ce trebuie să faci. Implementează în baza ta de date următoarele. Deci, efectiv, le dăm instrucțiuni, pas cu pas, la developerii care au făcut aplicația respectivă, ca să o securizeze. Cam așa ar fi în mare partea de proces, să spun. Bun. Ei refac procesul, ceea ce ați sesizat voi, și vin iarăși la voi sau testați din nou produsul? Da. Absolut. Până când îl testați? Păi, dacă noi am pus recomandarea și cineva a implementat recomandările respective, să zicem că le-a implementat, dar nu le-a implementat corect. Noi nu avem de unde să știm sau clientul nu are de unde să știe că totul e acum perfect. Poate nu l-a implementat bine. Se întâmplă în majoritatea cazurilor. Și așa că mai vin la noi cu o retestare. Deci după ce s-a încheiat partea de implementare a recomandărilor noastre, vin cu o retestare la noi. Noi retestăm iarăși produsul, vedem, bun, acum e perfect, ai implementat exact ce trebuie, produsul e bun. Până când produsul e bun, până când se face un nou audit. Auditurile acestea sunt recurente. Deci nu poți să spui că am făcut testarea și gata, acum poți să o las acolo pe piață și totul e ok. Nu, nu se întâmplă așa. Vulnerabilități vor apărea întotdeauna noi. Nu vei ști, dacă acum e securizată o aplicație, mâine poate nu mai e. Fiindcă există researcheri care tot fac în continuu, caută vulnerabilități noi în produse care le folosim de zi cu zi. Și noi trebuie să fim precauți întotdeauna să fim. Bun, și atunci voi faceți update la cea... Ai dat acest caz. Da. În momentul când ai testat produsul respectiv, da? L-ai testat, ai venit cu cererile, cu solicitările, cu modificările care trebuie făcute pe aplicație, au fost făcute, le-ai retestat. Da. Ai aruncat aplicația în piață și de acolo începe acel update continuu. Sau cum? Da, acum depinde și de client și cât de sensibilă e aplicația respectivă. Bine, acum am vorbit, am dat exemplu o bancă. Aici vorbim de o aplicație foarte sensibilă. Dacă ar fi, spre exemplu, o bancă, ar trebui după fiecare feature nou implementat să fie retestată aplicația. Adică, dacă vrei să implementezi... Și supravegherea o faceți voi cu firma voastră sau faceți training-uri cu anumiți oameni din companiile respective? Iarăși de client. Putem să facem noi supravegherea dacă apar vulnerabilități noi. Să anunțăm, vezi că a apărut ceva exact pentru aplicația ta, anunțăm imediat clientul și el își ia măsurile repede să-și, de precauție ca să-și le implementeze, să fixeze problema. Sau pot să mai aibă ei o echipă internă care se ocupă de supravegherea respectivă și noi doar să acționăm ca niște consultanți externi. Adică noi să facem partea de... validăm că ei au făcut ce au făcut, e bine și o să facă în continuare. Îi validăm pe ei. Referitor, acest lucru l-ați făcut la început, da? Da. Gratuit, ca să vă lansați pe piață. Să avem un portofoliu, că mai mult ei, noi le ofeream asta gratuit, iar ei trebuia să ne lase pe noi ca să-i adăugăm ca portofoliu, un portofoliu nostru de clienți. Bun, au fost deschiși la... Deci, n-aș spune acum la român, dar foarte deschiși la lucruri gratis ar fi. Acum ok, am vorbit de lucruri. La lucruri gratis oricine e deschis, exact. Orice e gratis e binevenit. Exact. Nu, mă refer la lucruri pe bani. Adică gratuit să mergi să faci un serviciu, ok, îl faci, cum ai spus și tu, v-ați făcut un portofoliu. Da. Ok, la un moment dat
trebuie să te și întreții de undeva, că nu poți să faci voluntariat toată viața și să aștepți să-ți plouă cu bani. Deci făcea parte din strategia noastră. Din corect. Și ați început primii clienți să-i agățați, să spunem așa, pe bani. Da. A fost greu? A fost... Nu știam de unde să luăm exact. Nu știam dacă ceea ce facem e bine, că până când nu-ți vin primii bani, nu-ți dai seama că, măi, e ok, ești serviciu, faci serviciu care trebuie, chiar se face bani din așa ceva. Și a fost, în jur de 2 ani de zile, să spunem, am doar învățat și am făcut partea asta. Deci am învățat în continuu și tot ne afiliam cu diferite organizații, îi ajutam, făceam testarea acesta gratuită care spuneam mai devreme, doar ca să fim noi încrezători pe aptitudinile noastre până la final. A fost greu până la primul client, aș spune. Odată ce am avut primul client, după aceea am prins și încrederea care a trebuit în noi și a început să fie cursul, să ia cursul normal. Bun. Și acum, cum ți se pare, lucrați la nivel național? Aveți clienți și din afară? Avem și clienți din afară. Cei mai mulți avem din afară, momentan. Asta înseamnă că românii încă nu sunt deschiși la securitate cibernetică, dacă putem spune așa, nu? Avem, aș să spun, în marjă de 30% din români. Sau, de fapt, hai să o luăm altfel. În România, cine își dorește o securitate cibernetică? Ce tip de clienți își doresc securitate cibernetică? Da, bună întrebare. Companiile mari, de altfel. Dacă e o companie mare și are infrastructura IT, atunci își dorește parte de securitate. Dacă este o companie mică, când mă refer mic aici, nu știu, poate 10 angajat, atunci mai greu să impui acest tip de serviciu. Străinii și pe companii mai mici își doresc securitate cibernetică. Da, fiindcă la ei este și reglementat puțin parte de securitate, ei trebuie să fie compliant, trebuie să aibă anumite acreditări, certificări ca să vândă un produs, un serviciu către alții din aceeași țară sau din alte țări și de aceea apelează la un serviciu ca acesta. Deci eu dacă produc o aplicație sau ceva, trebuie să dovedesc că am securitate cibernetică pe acea aplicație ca să pot vinde mai departe, lucru care la noi momentan nu este reglementat și nu se întâmplă. Exact. Acum a început cu partea cu GDPR să fie cât de cât compliant, acreditat. Da, e relativă discuția și pot să-ți dau și un exemplu. În 20 mai, dacă nu mă înșel, ori 20, ori 25 a intrat GDPR-ul la noi în România, da? Da. Bun, au fost 2 sau 3 săptămâni în care nu mai primeam într-o adresă de mail de-a mea de Yahoo. Nu mai primeam mail-uri, nu mai primeam lucru care s-a întâmplat până la undeva la jumătatea lunii iunie. Acum spamat la fel. Păi s-a mai dat drumul. A văzut că nu e chiar atât de... Încă, pentru că nu există, momentan nu sunt amenzi pe partea asta. N-au fost date, nu știu... Sau au fost date în România poate una sau două, sau foarte puține. Să ajungi la toate firmele ca să faci auditul respectiv, să vezi unde ți-i datele, către cine trimiți mail, e foarte greu, trebuie personal foarte mult să se întâmple așa ceva. Și de aceea au văzut probabil că nu au ajuns în ultimele 2 luni nimeni la ei, au început să facă din nou această practică, fiindcă mă gândesc eu că le dăuna bugetului dacă nu făceau. Da, adică nu mai ai spamurile. Exact. Nu mai trimiți 50.000 de mail-uri zilnic. Exact. Bun. Hai să revenim la securitatea cibernetică, da. În România, procentual cam câte firme beneficiază de acest serviciu? Bănuiesc, mai sunt firme în România care se ocupă cu această parte de securitate cibernetică. Mai sunt firme în România, foarte puține, deci nu există, nu e un... Deci înseamnă că, mă repet, românii încă nu sunt deschiși la acest... Și asta ar putea fi, dar cum am spus, oricum marea majoritate a clienților oricum vin din afară, fiindcă ei sunt mai deschiși. Spre exemplu, Middle East-ul, orientul mijlociu, este foarte deschis. Au și banii necesari pentru a implementa, dar sunt foarte deschiși pentru servicii de securitate. Și acolo vin și cea mai bună parte a clienților noștri din Middle East. Deci...
Acum depinde. Și români, am întâlnit români care sunt foarte conștienți de partea de securitate. Acum, noi am contactat pe toți să facem o statistică la nivel național, dar ar fi deschiși, dar mai este și partea în securitate. Dacă nimic nu se întâmplă, merge și așa. Dacă păi uite, nu, anul acesta, dacă nu mă înșel, a fost la nivel, la nivel mondial un atac cibernetic. Da, a fost la nivel de Microsoft total. Deci toate... Care au fost pierderile? Au fost foarte mari. În România? Păi, problema era că dacă intra un virus respectiv în companie și nu trebuia să faci foarte multe ca să intre în companie, cam îți afectau toate serverele care le aveai în companie respectivă. Dacă nu, se acționa foarte rapid ca să mitigheze riscul. Și în România au fost. Acum, nu toată lumea spune când ia virusul respectiv. Acum cu noile legi ar trebui să spui când ai obrej. Bine, de rușine poate, nu? Mulți poate și de rușine. Iarăși revenim la brand. Dacă am auzit, chiar dacă tu ai luat după aceea măsurile și ai rezolvat problema, dacă am auzit că ți-a întâmplat asta și poate datele mele, username și parola mea care le aveam la tine în bază de date, au fost compromise și trimise, vândute pe piața neagră, cum se mai practică, eu nu mai simt siguranța să mai continui cu serviciile care tu le oferi. De aceea au mai mușamaliza puțin ce s-a întâmplat în interior. Au zis tot ce e interior să rămână în interior. Da, deci, din punctul acesta de vedere, în urma acelui atac, vouă v-au crescut cererile pentru partea asta de securitate? Au orice ieșire de asta, din aceasta, la nivel internațional, aduce o mai mare conștientizare în rândul potențialilor clienților noștri. Deci, categoric, din punctul securității de vedere, ajută, dar, în cealaltă parte, nu e tocmai bine ce se întâmplă. Pe lângă acel atac care a fost la nivel mondial, da, cam care este structura atacurilor cibernetice? Adică, hai să vedem ce targetează hackerii, ce vor să, ca și date, ce vor să fure. Sau ce atacă? Depinde de scop, iarăși. Spre exemplu, sunt atacuri care... Hai să luăm acel atac de a clona, nu știu, un site de a-ți clona cardul, da, de credit sau de debit, da, până la tipul de atac al unei companii. Corect, hai să prezinte câteva cazuri. Deci, dau acum un exemplu. Sunt anumite grupări care sunt după informații de tip bancar, cum ați noastră, carduri, poate PIN-uri, poate chiar să transfere direct de pe contul respectivei în alte conturi. Și ce fac ei? Primul lucru care îl fac este să găsească ceva vulnerabilitate, dar nu neapărat să o găsească, poate să și folosească de la alții, că sunt grupări care vând, ei doar le găsesc și le vând mai departe la aceste alte grupări și ele doar beneficiază de ce s-a găsit mai devreme. Spre exemplu, exista o problemă în Internet Explorer în care îți lua control asupra calculatorului. Tot cei care foloseau Internet Explorer și accesau un site, îți lua control asupra calculatorului. Bun, făcând o paranteză, da, avem Firefox, Google Chrome, da, Internet Explorer și Opera. Cele mai uzuale în rândul utilizatorului. Care este cel mai bun dintre cele patru? Din punctul tău de vedere, personal, fără reclamă, fără nimic. Da, care este din cel punctul mai tău bun de vedere, ca și browser de navigare pe internet? Aș spune că cel care ți-l updatează în continuu. Toate dintre cele menționate de dumneavoastră au avut probleme pe partea de securitate. Absolut toate. Nu există nici un browser care spui că dacă îl folosesc pe ăsta, sunt secured. Mai acum la Opera spune că ai VPN gratuit. Intri pe Opera, doar ți-o deschizi și ești cu un alt IP pe internet. Ești undeva prin Norvegia tu. Aia nu înseamnă că ești în siguranță. Aia doar înseamnă că ești pe altundeva. Doar cel care pe cine accesezi vede că tu ești din Norvegia. Nu neapărat ești secured. Care ar fi, iarăși depinde cât de updatat ești. Cum îți faci politica de update-uri la fiecare browser, toate pot fi vulnerabile. Bun, să revii la subiect, scuză-mă că da. Bun, deci s-a găsit această vulnerabilitate prin Internet Explorer în care luai control calculatorului. De aici s-a creat un virus, există oameni care asta fac pentru a trăi, s-a făcut un virus în care, în momentul când vedeau cuvinte cheie gen bank
bancă și așa mai departe, ei luau orice dată ce se tasta de la calculator. Așa puteau să iau datele tale de credit, puteau să iau... prin asta spun și ce, atunci când intri pe magazin online, spre exemplu, să cumperi ceva, introduci cartea de credit, poate tu de fapt ești pe un alt site, nu ai cum să observi asta, fiindcă totul se face din browser. S-a creat un virus care făcea automat transferuri din contul respectiv, deci tu când vrei să trimiți către unii bani, el schimba IBAN-ul fără ca tu să-ți dai seama și transferai, deci tu transferai cu mâna ta către un alt IBAN, într-un alt cont. Băgai SMS-ul, că zici acum că poate când ai partea cu SMS-uri care îți vin ca să confirmi un transfer, e mai sigur. Corect, dar tu dacă nu ești atent la IBAN, când se schimbă sau poate se schimbă în spate, tu nu vezi nimic în față, adică mă refer la ecran, dacă nu se schimbă nimic, zici că totul e ok acum. Nu e chiar așa. Se schimbă un IBAN. Ăsta este tipul de atacuri personale, să spunem. Poate să fie la nivel, acum am spus, la nivel de Internet Explorer, deci nu e neapărat personal, poate să fie ceva ce se extinde în internet pur și simplu. Accesezi un site și gata, ai luat virusul respectiv. Ai dat click pe ceva, cu toți am primit poate pe Facebook, dă click aici și nu știu ce, sau pe un grup, uite aici un click, un bun, hai să, hai să spunem așa, cum se, utilizatorul în sine, da, primești un mail, știi, un mail poate fi de la, nu știu, de la o bancă, de la X, da. Cum poate verifica dacă este corect sau nu? La ce trebuie să fii atent. Fii atent. Da, corect. Acest tip de atac se numește social engineering. E o parte din partea de cyber security, din partea de securitate, și poate să fie de două feluri. Poate să fie ceva targetat, adică eu te targetez pe tine fiindcă știu ce faci, știu cine ești și am un scop clar, bine definit, spre exemplu să... ca emisiunea să nu se mai difuzeze la ora respectivă. Deci e ceva foarte targetat pe dumneavoastră. Dar mai este și cel care se face la o masă de oameni. Spre exemplu, BT. Hai să dăm exemplu o bancă în care au fost multe cazuri în care la români le-a venit în inbox, în mail-ul lor, au venit informații printr-un mail în care spunea că cineva le-a accesat contul să intre repede să schimbe parola. Un link venit de la, poate să fie de la BT, poate să fie apare, deci altceva. Dacă te uiți apare BT, dar în momentul când ai dat click pe el, vezi că extensia este dacă mergeți, exemplu, de obicei, acum spunem ceva mai general, dacă mergeți cu mouse-ul deasupra link-ului în care vă spune să dați click, o să vedeți că nu mai există acolo BT24 sau cum, nu mai există linkul oficial al băncii respective, ci există un domeniu, când zic la, mă refer la domeniu, e numele site-ului. Corect. Total altul, news343.ro. Poate scrie un nume de bancă acolo, dar iar cu punct între ele. Asta denotă faptul că nu e ceva real. Pe lângă asta, dacă nu, trebuie să fim atenți la numele e-mail-ului respectiv care vine. Poate să scrie BT, poate să scrie numele băncii, dar poate să fie mailul să fie altul. Trebuie să, și al treilea rând, o bancă nu trimite niciodată informații senzitive sau să-ți faci... Dar niciodată nu-ți cere CNP PIN. Corect. Acel CVC de pe card. Corect. Niciodată nu-ți cere și lucrul acesta întotdeauna te atenționează. Corect. Țin minte, a fost, dacă nu mă înșel, anul trecut acele mail-uri trimise și sau și anul acesta, nu mai rețin exact, și Media Banca a reacționat și prin comunicate de presă și prin mail-uri și a spus, nu dați niciodată un angajat al băncii sau banca nu trimite mail-uri în care să vi se ceară codul PIN. Corect. Să CNP respectiv CVC-ul de pe card. Cineva ne întreabă pe Facebook ce anume le-ai recomanda userilor de zi cu zi în a fi sigur că sunt protejați când intră pe un website care ar putea fi vulnerabil. Ar trebui să fie atenți la ceva anume din structura website-ului. Da, partea de structură poate să fie făcută identică cu una al unui alt site. Câteva metode ar fi să ne asigurăm că în URL apare că scrie secure, e iconița cu verde, lăcățelul care scrie ești securizat pe acest site. Aia ar fi prima. A doua, să nu dăm click-uri chiar de la link-uri care vin de la prieteni. Asta nu înseamnă că el este în spatele celui care trimite link-ul respectiv.
Au fost acele link-uri pe Facebook, dă click să exact. Vezi pozele. Exact, exact. Își luau fiecare, cum dădea click, își lua virusul și trimitea la, iarăși la prietenii lui. Deci, la click te-ai infestat. Corect. Ai trimis mai departe la prietenii tăi și tot așa. E greu să... E greu să fii precaut când, mai ales dacă vine la cineva care vorbești zi, de, în fiecare zi cu persoana respectivă, să nu dai un click, ar fi greu asta. Poți, dar când pare ceva mai... Știi, spre exemplu, că persoana respectivă nu trimite link-uri sau e ceva link foarte ciudat, cu multe caractere, nu l-ai văzut niciodată, atunci poți să sun, confirm la telefon. Mă, tu mi-ai trimis că n-aș vrea să dau click așa pe nevăzute, fără să te sun, să confirm cu tine. Și s-a întâmplat cazul ăsta și chiar am sunat pe cineva și am spus... Acest lucru mi s-a întâmplat mie că mi-a trimis soția, știi? Și de fapt, nu. Nu știu, ceva s-a întâmplat că a primit de la mine și m-a sunat, zice, m-ai trimis link-ul poze, exact. Zic, nu, vezi că ceva exact, nu e ok. Exact. Deci, iarăși, se infestează automat. Nu e nevoie de foarte multe distracțiuni, decât, de obicei, marea parte din cazuri, ca să te infestezi, trebuie să dai un click undeva. Deci trebuie să faci o acțiune, de obicei. Nu e neapărat necesar în toate cazurile. Da, cum ați convins prima companie să aibă încredere în voi? Cum am convins? Da. Prima companie, cum am convins-o, am avut un test. Ne-au dat un site, era un gen Facebook, social media application. Da, făcând o paranteză, da. Google Plus-ul se închide. Știu. Da, și discutăm și de Google Plus, dar te rog să spui prima companie. Prima companie. Deci, au dat un test, am vrut să-mi depun un CV. Era o aplicație online unde putea să ne pune CV-ul și ne-a spus că trebuie să punem CV-ul la link-ul respectiv. Și am zis ok, am intrat pe link și am văzut că nu pot să-mi pun nicăieri CV-ul. Și am întrebat, ce se întâmplă, că nu pot să pun face, o să-ți dai tu seama. Și de acolo a început, de fapt, partea de pen testing, e de fapt serviciul. Am încercat să intrăm în acel site, ca să ne putem pune noi CV-ul forțat în site-ul respectiv ca ei să-l verifice ei pe partea lor. Și prin metoda asta ne-am arătat de fapt capabilitățile noastre, am spart site-ul respectiv, ne-am pus CV-ul nostru în baza lor de date și ei au fost convinși că noi știm ceea ce facem. Și asta a fost primul test care am avut cu compania respectivă și au spus că vor să colaboreze cu noi și mai au un test. Al doilea test, ne-a mai dat alt site și la final a trebuit să facem și un raport cu ceea ce am găsit. Adică să vadă și aptitudinile de scris, spre exemplu, cu recomandări, cu descripții și așa mai departe. Am făcut și aceea foarte bine, am lucrat foarte bine la el și au fost foarte mulțumiți și până în ziua de astăzi chiar lucrăm în continuare cu această companie. Și asta s-a întâmplat acum mulți ani. Deci Google Plus-ul se închide pentru că și-au dat seama că au fost, nu știu, le-au fost luate datele de la vreo 54,6 milioane de utilizatori. Da, au avut o breșă de securitate, le-au fost luate toate datele confidențiale, e-mail, parolă și PII data se numește în mediul internațional, tot ce ține despre tine ca să te identifice ca persoană, fie unde stai, ce ai făcut, toate datele tale, caracter personal, au fost luate și vândute pe piața neagră. Și din cauza asta, iarăși revenim la partea de brand, dacă înainte nu aveam încredere în Google Plus, acum nici cum. Bun, și Yahoo, de ce se închide? Au avut și ei o breșă de securitate, tot la fel. Yahoo vreau să-l vândă foarte scump și au avut în partea de negociere au avut o breșă imensă de securitate, câteva sute de milioane, nu mai știu exact numărul, dar au luat iarăși parole, username, e-mail-ul și așa mai departe. Deci oricine puteai, nu știu, o sumă modestă de 500 de euro, puteai să știi e-mail-ul respectiv, ce parolă a avut, cu puțin efort. La ce trebuie asta? Păi dacă știi ce parolă a avut la e-mailul respectiv, mai e și problema în care tu îți refolosești parola la mai multe alte servicii pe internet. Facebook, poate folosești Twitter, aceeași parolă. Și se vând astfel de informații, sunt foarte valoroase. Deci și-au picat, acțiunile au picat după acest... a fost ceva foarte rușinos pentru ei, a fost în... problema era în search-ul lor. Deci în cea mai interesantă funcționalitate de la Yahoo a fost acolo problema în search-ul lor. Nu au avut un audit pentru partea aceea sau au avut ceva foarte superficial și acțiunile au picat foarte tare și s-au vândut pe o sumă
inimaginabilă, foarte mică, la ceea ce au cerut inițial. Poate a fost și ceva între companii, iarăși că vine partea între companii, fiindcă influențează foarte mult o breșă, influențează foarte mult acțiunile unei companii, dacă este pe bursă. Extraordinar de mult. Ce proiecte aveți de viitor? Proiecte de viitor. Încă o să... Acum, ca și companie, încercăm să ne diversificăm puțin serviciile. Dacă am început pe partea de pen testing, servicii de securitate oferite companiilor, acum încercăm să facem mai mult de atât. Încercăm să facem pentru diferite alte aplicații, gen partea de mobile, partea de web, dacă ai o aplicație web, mobile, desktop, dacă ai parte de doar servicii, web service-uri, servicii. Și acum am inclus și parte de training-uri care le facem pentru companiile care vor să-și instruiască angajații în a avea un awareness, să spunem, de security în compania respectivă. Spre exemplu, dăm un exemplu, o companie de outsourcing. Dacă vor să-și facă improvement la calitatea serviciilor care le dau mai departe, atunci noi venim cu un training pe parte de development pentru a îmbunătăți cunoștințele celor care vor să le aplice în continuare. Deci avem parte de servicii. Domnul Ioan Danciu, tocmai acum spune ce servicii, ce tipuri de alte servicii sunt. Da. Deci toată partea care ține de online și acum mai nou încercăm să mergem și pe partea de latura umană, cum a spus dumneavoastră, e totul securizat, dar mai e și partea umană, adică dacă primești un mail, aia nu intră neapărat în partea de IT. Adică nu ți-am spart site-ul, nu ți-am făcut nimic, doar ți-am trimis un mail. Și dacă tu dai click pe mailul respectiv, atunci noi suntem în calculator la tine. Ai o parte de social engineering care încercăm să o dezvoltăm și să oferim clienților noștri să-și testeze angajații. Facem ceva de genul, de două ori, dau un exemplu acum, de două ori pe an, la o companie, îi testăm să vedem cât de bine acționează în cazul în care cineva targetează compania respectivă și le trimite mail-uri din partea CEO-ului. Oare ai dat click pe ce-ți trimite șeful companiei sau n-ai dat click? Și facem o statistică și spunem, uite, din 300 de angajați, 200 au dat click pe asta. E o problemă imensă. Dacă cineva vrea să vă facă rău, vă face în 5 minute. Și încercăm să-i trainuim pe angajații respectivi după aceea. Și iarăși urmează pe 6 luni, nu știu de unde, cu ce context vine mailul respectiv. Poate vine de la o firmă de electronice din Cluj, poate vine de la primărie. Tu trebuie să fii, toată ideea aici, trebuie să fii atent la pe ce dai click și la cine și dacă raportezi mailul respectiv în continuare. Aia e o parte. Încercăm pe parte de physical să includem servicii. Adică ai o companie, nu ai tot un internet. Tu ai și parte de, unde efectiv unde e locația fizică a firmei respective. Oare pot intra în firma respectivă? Dacă sunt am venit pentru un interviu, pot intra cu un laptop, pot să-mi pun, mă urmărește cineva până la ultimul etaj, pot să-mi pun... Primești parola de la wireless, exact, de exemplu. Exact, dar nu, că nu trebuie, că dacă intru în rețea, bag direct cablu, dacă nu e securizată rețeaua respectivă. Și tot astfel de completări asupra serviciilor care le avem noi. Da. Încă două întrebări mai am, te rog, apoi da. se apropie sfârșitul emisiunii și trebuie să luăm și noi publicitate. Da. Ceilalți colegi, ce experiență au? Avem oameni cu experiență foarte bună. Momentan suntem o companie, nu suntem o companie foarte mare, nu avem sute de angajați, avem undeva la 7 angajați deocamdată. Deci suntem o companie modestă și încercăm, fiindcă suntem o companie mică, suntem toți acolo și închegați într-un grup, încercăm să fim foarte selectivi cu ceea ce luăm, pe cine luăm în echipa noastră și calitatea care o dăm mai departe. Experiența care, colegul meu are aceeași experiență cu mine, vine la fel din mediul în care am venit eu, a făcut facultatea care am venit eu și cel de-al treilea partener al nostru are o experiență de 15 ani în parte de securitate, a făcut parte de cyber security la Viena, a fost chiar managerul nostru într-o multinațională pe parte de security și asta cam e corul care a fondat firma respectivă și încercăm să o menținem la același nivel de calitate. Care sunt cele mai comune probleme de securitate pe care companiile de tip software le au? Parte de produs efectiv, parte de neincluzând parte de securitate în procesul de development, asta e principala problemă. Asta e principala problemă și de aici
ți-e și după ce ai terminat produsul, poate nu vrei să spui, nu faci un audit, fiindcă ți-e frică și nu mai spui la clientul tău că nu ai adăugat parte de securitate. Acum depinde de fiecare aplicație în parte care sunt cele mai întâlnite. Există un top de cele mai vulnerabile, de cele mai întâlnite vulnerabilități în aplicații și toate acelea se reflectă și în ziua de astăzi. Da, mulțumesc mult de prezența ta în emisiune. Pentru ascultătorii noștri și pentru cei care ne urmăresc, încă o dată îți mulțumesc, succes în a vă dezvolta, să spunem așa, baza de clienți. Absolut. Și sper să nu fie, sper să ne mai revedem împreună cu colegul tău, cu Andrei Pușoiu, da? Să fiți venim amândoi la pachet, nu? De ce nu și în trei? Vedeți cum ne completăm. Vom părăsi pagina de Facebook, în schimb vom rămâne